Acum ceva vreme am avut o comandă de 200 de invitații de nuntă. Tot ok, nimic anormal, toate bune și frumoase. Și la nuntă, în ceea ce privește papeteria, pe lângă invitații, mai sunt meniurile, numele de masă, lista mare de invitați și dacă mai sunt altele, gen placeholdere. Dar alea sunt mai rare și nu prea se practică în zona noastră, mai mult în sud, din câte am înțeles. Astăzi a venit o comandă de meniuri pentru comanda cea cu 200 de invitații. 460 de meniuri. Față verso. Asta înseamnă că o să fie de printat 40 de coli de 70x100, față plus verso. Na, asta o să fie câteva veșnicii, literalmente, pentru că azi e miercuri și nunta e sâmbătă. Deci până vineri trebuie să fie gata toate. Ai, ce capul și zilele mele. îi dăm drumul, ce să zicem. E vorba de printuri foarte multe. Într-adevăr, ar fi mult mai eficient să printăm cu Minolta, cu aia. Doar că baiul e că dacă ne punem să tăiem colile astea de 70x100 în formate de A3 sau serie A3, se pierd cam 9 printuri per coală mare. Și atunci e mult, mult, mult mai eficient să printăm direct pe colile astea mari. Dezavantajul la printul pe colile astea mari e când printezi față verso, pentru că toate imprimantele au un micuț decalaj. Dacă poți să ții cont de el, e ok, te scoți, dar în mare parte nu prea ai cum, de-aia se lasă zona de bleed, ca să te încadrezi în toleranțele alea. Na, și cum noi suntem mai perfecționiști și mai cu cornie, încercăm să le facem cât mai perfecte. Și, Bă, scurt, ne dăm de lucru mai mult decât ar trebui. Dar ca să compensăm, încercăm să nu facem prea multă pradă. Înțelegeți ideea? Acum facem un test să vedem dacă la 70x100 se printează drept și perfect suprapus. Adică spatele să vină exact unde trebuie față de față. Dacă nu se suprapune bine, atunci o să le tăiem în două, la 50x70 și atunci e decalajul mai micuț per total. Și da, mai ok per general. Doar că atunci durează și mai mult printul, pentru că loading-ul și unloading-ul de la hârtii durează. Nu poți fi cu tăte. Am mare, mare, mare grijă să nu care cumva să îndoi colțurile, că dacă îndoi colțurile chiar un picuț, e foarte mare posibilitatea să dea capul de printare în coală. Ceea ce înseamnă că coala asta o să fie risipită total. Totodată, trebuie să am mare grijă să pun coala exact la fel cum am pus-o și pe cealaltă parte. Adică dacă am lăsat o idee de distanță față de marcajul ăsta, trebuie să las exact aceeași idee de distanță și pe verso. Pentru că altfel o să meargă decalat. Da, bun. Se pare că o mers drept. Dacă nu și-a făcut calibrarea acum, o mers perfect drept și paralel cu linia de acolo. Asta înseamnă că coala e drept tăiată și o să meargă drept printul. Și acum dăm să se printeze spatele. Sperăm că o să meargă perfect drept. Tot timpul urmăresc când se printează partea asta să nu care cumva să se ridice colțul. Pentru că dacă se ridică colțul, atunci o să lovească capul în hârtie. Și, după cum ziceam, o să fie compromisă toată coala asta. Ceea ce e o mare risipă de hârtie și foarte mare pierdere de vreme. Exact ce ziceam. Doar că am prins-o la timp. Și s-ar putea să fie salvabil. O să-l împing hârtia. Așa, acolo. Cât să treacă de alea. Bun. Acum că hârtia e trecută de zona asta, e ok. A, da, și capul poate fi mutat acum, fără stres. Da. Acum ar trebui să fie în regulă. Dacă o prind în faza asta înainte să dea în hârtie, e ok. Și acum imprimanta se represurizează și o să continue cu printul ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Dezavantajul când printezi la coli. Dar na, asta este. Ce trebuie și la role am mai pățit să se ridice colțurile? Well, trebuie să fii atent la imprimante. Că altfel ai parte de pagubă. Okay, dăm Dianei să verifice, pentru că ea le-a aranjat. Vadă dacă suprapunerea e, vorba aia, ce trebuie. Da. Da?
E ok? Bun. Vedem și jos. E aici un pic decalaj, dar e foarte ok. E foarte folosibil. Da? Deci în zona de bleed, în zona de toleranță, totul perfect. Da, noroc că nu are margine meniul ăsta. Da, corect. Bun, deci continuăm pe 70-100 sau mergem pe 50-70? 70-100, perfect. Și la fel, acum iarăși urmăresc colțurile, dacă cumva se ridică, dacă dă capul de printare în hârtie, dacă cumva se lovește jos. Sunt distractive rău imprimantele. Și acum văd colțul ăsta, la fel o să facă, o să se așeze acolo pe partea aia unde trebuie să treacă, așa că o să-i deschid flap-ul. Mi se vede dacă am dreptate sau nu. Sper să n-am. Ne. Mișca capul. Vedeți? Hârtia acum s-a așezat pe asta. Atâta tot trebuie să fac. Nu. N-aș fac că se întâmplă asta, dar n-am ce face, din păcate. Nu știu dacă pot să inventez ceva ce să pun aici, dar deocamdată trebuie să fiu atent. Bună e că ea continuă by default, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Aia e important că măcar nu-și dă cancel sau ceva. Și că se poate continua dacă s-a sesizat problema în timp util. Cu una am mușcat-o, din păcate. N-am putut fi atent pentru că printez și DTF-uri. Tocmai atunci am scos o hârtie de la print și... Și acum partea asta n-am cum să o bag acolo. Cum vedeți, am încercat și am rupt hârtia. Deci e ruptă. Așa că trebuie să decupezi, să tai partea asta așa și să printeze de acolo. Da, da, pățești. Să facem o operație în pe 8000. Incredibil de stupid ceea ce fac. Dar dacă trebuie, trebuie. Ori asta ori sacrific toată coala asta. O, da. Goddammit! Acum mi-a picat fisa că mai bine o sacrific pe toată și o tăiem în jumate, la 50 pe 70. Trabidiana dice, pentru că în momentul în care o pun înapoi, tăiată, nu o să stea drept acolo. Nu se așează drept. Și tot nu o să meargă bine. Așa că mai bine o tăiem în jumate și printăm 50-70. Bă, dar o să vină partea asta de aici, o să vină în partea aia așezată, știi? Tot nu o să fie perfect drept. Încercăm atunci. Bine, hai să vedem. O lasă atunci să se printeze? Nene tristă. Să lasă atunci să vedem dacă se printează, dacă se așează corect după... No, când întorc. Ok, no, bun. Facem așa. Mai mult, acum am colțul ăsta aici. Care este oțel ridicat. No, o să-l lovește într-una hârtia. Nu e ok. Sorry, Dia. Nu e ok. Așa că îi dăm... Job cancel. Dar nu te... Da, bun, mers, o dat cu capul de printare în hârtie și a zis probleme cu hârtia, dă ok to check, am dat ok și a intrat în cleaning. După cum vă ziceam, nu trebuie să știe imprimantele că te grăbești, da? Că fac din astea. Acum o să fiu atent aici. Acum a mers bine, singură. De ce nu putu face așa și dura trecută? E bun, hai că după curățare a fost ok. E aproape ora 7 și am printat jumate. Că jumate efectiv din meniurile astea sunt printate și mai sunt încă jumate. Mâine trebuie terminate de tot, nu? Poi mâine. No, hai că mai avem totuși. Ne încadrăm cumva, cumva. No, țineți pumn. No, așa cum se printează al 10-lea. Până se printează al 11-lea, cred că o să mă pun să coc chestiile astea, pentru că da, bineînțeles, și astăzi am printat o tonă de TTF-uri. Nu știu unde, ba, aici. Și avem așa 1 2 3 4 5 6 7 3 banane, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. E doar 20 azi. E 7 și gata. Gata în sensul că nu mai printez.
mă pun la copt și ne-am cărat. E a doua zi pentru voi aceeași zi, dar înțelegeți ideea. Și am început să printăm, doar că am trecut-o pe lucios, că aveam o comandă de făcut pe lucios și, na, e una singură, e o singură coală. Doar că, normal că e imprimante, este imprimante. Nu știu dacă se vede aici bine, dar pare mișcat printul. Să vedem unde se vede. Uite, aici, de exemplu, la spăla. Are mișcat. Ai o chestie de head alignment. Pare ca și cum ar fi printat în dublu exemplar sau... trebuie să-i fac un head alignment. Așa că... hai să vedem. Am pus o hârtie normală, un A3, random acolo. Bun, și o să mutăm aici, să schimbăm tipul de hârtie, să-i punem că este plain paper. Ok? Plain paper. Regulă. Și mergem la... printer setup oare? Hai să vedem. Paper size, queue time. Nozzle check, auto back calibration. Hai să vedem la calibration oare? Nu. Maintenance, head alignment. Așa. Nu cleaning, mă. Head alignment. Auto. What? I have no idea what this means. Jesus Christ. Ok, habar n-am. E timpul să-i buzi pe cei de la MD. S-ar putea să nu fie head alignment, din ce vorbesc acum cu cei de la MD. S-ar putea să fie problema de tensiune din rolă. Ce să încercăm să modificăm roll paper tension. Menu, paper, roll paper setup, roll paper tension. Aha, așa. New, paper, roll paper setup, roll paper tension. Ok? Și că să încerc un test cu valorile minime și maxime, adică cu 1 și cu 5. Bun, să vedem. Cum e pe valoarea 1, cu tensiunea cea mai mică? Tot nu-i bine. Bun, hai să vedem și pe 5. Cum e unul cu tensiunea pe 5? Hai să vedem cum e asta. Pe 5 e idem din ce văd, la fel. Da, și aici textul ăsta ar trebui să iasă crispy, frumos, perfect. Și noi. Da, bun, deci noi din roll tension. So sad. Iar am întrebat ultima dată când am fost la AMD dacă mai au clienți atât de pretențioși ca și noi. O să dat așa fără ezitare. Nu. Am rezolvat. Era unul. De la 9:30 îmi bat capul cu chestia asta împreună cu AMD-ul. Și acum în sfârșit se printează corect. Teoria mea a fost corectă. Era head alignment-ul. Prima dată i-am dat pe light-uri și după aia am dat pe all colors. Și iese perfect acum. Ale freaking lui. Da, bun, putem lucra. Am ajuns în sfârșit la ultima coală de meniuri care trebuie printată. Și ne-am gândit totuși hai să încercăm să o folosim pe asta ruptă. Să o printăm de aici în sus. Și să vedem că poate reuși să salvăm toată coala asta, că e scumpă ca naiba hârtia în perioada asta. Plus de asta, numai risipa nu ne place nouă. Se pare că salvăm hârtia asta. Ziua numărul 3 în care lucrăm pe astea și astăzi trebuie predate. E vineri și plouă și e nașpa și e groaznic și noi încă ne simțim ca niște tepși. Tepși. Ce salia? Poale vechi. Tigăi? Da. Vei la ce voce avem, zici că aruncă cineva niște tigăi pe scări. Aleluia, sunt gata toate tăiate. Păfâșii, deci aproape gata. Mai trebuie numai acum să le taie Diana așa. Chop, 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 chop. Asta se meargă destul de rapid la ghilotină. Se sper... Să sperăm că merge și drept. We'll be right back.
completat cu tătie, în sfârșit, a treia zi după scripturi. Am terminat cu meniurile 460 și 1 la număr, ne-au rămas bune. Și însă astea trei defecte, așa, sper că se înțelege aici, ca și cum ar fi fost printat dublu. 5 puncte, dacă vă dați seama din ce cauză sunt în toată asta. Pentru că răspunsul e undeva în timpul printării, bineînțeles. În momentul în care hârtia cobora prin imprimantă și se lovea acolo de ieșire, la un moment dat v-am arătat că pot să împing capul de printare, să-l dau la o parte ca să pot împinge hârtia ca lumea mai ușor jos. Dar în momentul în care eu am împins capul de printare, carul cu capul de printare, când au revenit înapoi, nu știu exact unde au rămas. Și am mai printat încă un picuț din ultima parte de print. Și acolo s-a întâmplat asta. Ca și cum ar fi print dublu peste. Așa că, de reținut în timpul printului, să nu mai fac chestia asta, să nu mai mut capul de printare când așez hârtia la loc.